Ce oră este? M-am săturat de acest ceas deșteptător. Bună dimineața, toată lumea! O, nu, înseamnă să mă dau jos din pat. Ce se întâmplă aici? Haide, ridică-te! A sosit o nouă zi! O, taci odată, mă caci pe nervi! Asta e atât de enervant! Stai puțin! E zi de examen! Mișcă-te! E timpul să te ridici! Cum am putut să uit? Este astăzi! Nu asta! Nu putem întârzia! Să ne grăbim! Trebuie să facem ceva! Ups! Scuze! Ce ai făcut? Oh! Se pare că suntem din nou în acțiune! Voi ați făcut-o din nou? Nu asta! Mă spăl pe mâini de asta! Plecați de aici! Acum ce? Începe să scrieți clar! O să vă iau lucrările în 10 minute! Timpul trece! Și nu trișați! Cu siguranță nu voi trece acest examen! Trebuie să mă gândesc! Așteaptă! Cu siguranță voi găsi ceva? Relaxează-te! Am copiuțe! Poate că astea mă vor ajuta? Trebuie doar să fiu șireată! Grăzav! Dacă vom fi prinși, ar fi atât de jenant! Calmează-te! Aici sunt toate răspunsurile! Uitați-vă! Arătați suspicios! Asta e? Te-ai hotărât să trișezi? Nu voi tolera acest lucru? Știam eu! E interzis să trișezi! Ce mi se întâmplă mie mereu? Exact ce ne trebuia! Trebuie să rezolv repede această situație! Te urmăresc! Grozav, în ce încurcătură m-am băgat? Hei, dăm răspunsurile! Vrei răspunsurile mele? Continuă să visez, domnișoare Elizabeth! Riley vrea să mă înșele! Naiba! Ridică-te, domnișoară! Lucrarea ta e anulată! E numai vina ta! Ce jenant! Revino-ți, Riley! Iar începem! O, nu! Cine e acolo? Ei bine, bună ziua! Fă măcar ceva! Pornesc modul de fată cool! O, bună, fetelor! E bine! E foarte amuzant! Nu puteai să vii cu ceva mai bun? Mă ocup eu de asta! Cărți stupide! Wow, avem un rebel aici! Ce? Am terminat aici! Și acum ce? Oh, asta a fost ciudat! Ce ai acolo? Lasă-mă să văd! Hei, mâinile jos! Au, ia asta! Nu înțeleg! Cum ești cu ratatul ăsta? Nu-mi pot permite să pierd fața? Nu, e prima dată când o întâlnesc! Chiar așa, atunci băgați-o în dulap! Dă-te la o parte! Îmi pare rău, fată! Oh, da, văd ceva în tine! Atât de tare! Tocilara a fost învățată! Ești bine? Înapoi! Nu mai ești prietena mea? Oh, nu, nu asta! Se pare că am pierdut-o! Este comestibilă? Dezgustător! Ia! Ce s-a întâmplat? Poftim, ia un desert! Mai bine plec! Ia! Cum poate cineva să mănânce asta? Mai vrei puțin? Dezgustător! Eu, ce e asta? O voce cunoscută! Ah, e insuportabil! Wow, se simte exact ca și mine! Nu, nu, nu e acceptabil! Ăsta merge la gunoi! Știu ce să fac! Livrare, vă rog! Iată comanda dumneavoastră! Hei, ce-a fost asta? Te-am prins! Teribil! Sper că nu dai asta copiilor! În regulă, plătește! Ai auzit asta? Poftim, e asta! Ce voi, mici scandalagii! Miroase atât de bine! Ce-i cu aroma asta? Vrei și tu? Nici vorbă, de unde vine mirosul ăsta? Ha, uită-te la ea! Hai să împărțim! Hei, ce-i asta? Iac! Sunt toată murdare acum, ce groaznic! Trebuie să ne spălăm urgent! Aici, luați totul! Nici măcar asta nu va ajuta! Poate că până la urmă ai vrea și tu? Ești atât de enervant! Vrea să mirosim a varză? Ei bine, dacă nu vrei, bine! Wow! Ai văzut asta? Hei, hai să o chemăm! Uite de tocilarul ăla și vină la fetele cool! Lasă-mă să trec! De ce eu? Bună, fetelor! Oh, ce-i cu privirea asta? De acord, nu e grozav? Nu merge așa! Sunt de acord, ai nevoie de o schimbare! Oh, mult mai bine! Nu-mi place asta! Mânecile sunt pentru ratați! Oh,
să te ajut și eu. Un pic de machiaj. Pur și simplu minunat. Vă place? Bineînțeles, arăți minunat. Așa, în sfârșit avem prieten cu stil. Prieten, ceva nu e în regulă aici. Calmați-vă, totul e în regulă. Hei, asta-i tot? Bineînțeles că nu. Hai să reparăm totul. Cum pot opri asta? Uite, e ca o păpușă. Gata, și atingerea finală. Ei bine, arăt bine? Nu e nimic bun în asta? Ce oroare! Nu pot! Lasă-mă să fac o poză! Trebuie să mă uit și eu. Oh, nu! Nu pot ieși așa. Trebuie să scap de această rușine. Cred că e timpul să mă împac cu Vicky. Iartă-mă. Am fost invitată la o petrecere? Ar trebui să las machiajul ăsta? Nu se poate. Avem nevoie de o ținută. Toată lumea va fi atât de geloasă. Cred că nu e rău. Super! Asta-i tot. Ei bine, mai am un truc. Bijuterii. Da, asta e mult mai bine. Pleacă de aici. Nu, nu pot să plec așa. E atât de inconfortabil. E o roche atât de lipicioasă. E pur și simplu îngrozitoare. Pantaloni. Ce altceva? Nici măcar nu știu. Și bineînțeles, o jachetă. Despre ce vorbești? Crezi că asta e mai bună decât rochia? Bine. O haină va acoperi toate defectele. Îmi place. Și în sfârșit, o pălărie. Așa mai merge. E clar că lipsește ceva. Machiajul. Și o voi face mai bine decât fetele. Cred că a ieșit aiurea. Are nevoie de reparații. Oprește-te! Nu pot ieși așa. Totul trebuie să fie perfect. Doar o mică ajustare. Așa e mai bine. Ah, sunt gata. Ce-i cu aspectul ăsta? Nu voi fi niciodată gata. De ce mi se întâmplă mie asta? Oh! Pleacă de aici. Aceasta e slujba mea. E bine, să începem. Wow, și-a tăcut în tot acest timp? Nimic nu-i mai bun decât clasicii. Așa e, e cea mai bună. Oh, deja am întârziat. Învățați, bobocilor, la revedere. Am ajuns, bună. Yo! Grozavă petrecere, Mary. Știu, e grozavă. Ar trebui să mergem la ei. Să mergem. Hei, fetelor. Oh, Riley, vino cu noi. Yo, petrecerea asta e aprinsă. Ești amuzantă. Mă simt ciudat. Ascultă, trebuie să joci acest joc. Pune coada pe măgar. Bine, hai să ne jucăm. Da, hai să o facem. Grozav. Atunci cu toată viteza înainte. 1, 2. E un cutremur. Wow. Hai, 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 hai. Gata, start. Unde e? Adună-te. Nu se întâmplă nimic. Oh, nu. Ce dezastru. E o catastrofă. Ha, e hilar! Ce ratată! Stai, asta sunt eu? Lăsați-mă în pace! Unde te duci, măgarule? Calmează-te odată! De ce îmi fac asta? Ce jenant! Am nevoie de o distragere a atenției! O, nu! Au postat-o pe Instagram! Acum toată lumea o va vedea! Dragă, ești bine? Oh, ați văzut asta? Oh, ce râs! Ați văzut? Uite! Ajunge! Hei, uită-te la asta! Oh, bine, scuze! Asta o să te ajute! Sigur că da, acum nu te va mai recunoaște nimeni! Eu plec! Dragă, așteaptă! Chiar au de gând să-și ceară scuze? Du gunoiul afară! Poți pleca! Bine, mi-a ajuns! Nimeni nu mă va mai deranja aici! Cine e acolo? Delicatesă de porumbel azi. Wow, nu credeam că voi ajunge în alta societate. Chiar și el e mai tare decât mine. Ce e asta? Domnule? Ce vrei? Eu nu vorbesc cu ratații. Chiar și aici? Nu pot să o fac. Bine, spune ce s-a întâmplat. Nu. Stai, te-am mai văzut undeva. Ce? Bineînțeles, ești tu! Îmi pare rău, poftim, șterge-o! Mulțumesc! Poftim! Asta e prea mult, chiar și pentru mine! Ce zici de o bătălie cu pistoale cu apă? Pare periculos! Eu aș vrea să trag! Oprește-te, nu facem asta! Nu, bineînțeles că nu! Ascultă, am un plan pentru tine! În felul acesta îi poți pune pe idioții aia la locul lor! Wow, tipul ăsta e un geniu! Mă bag și eu! Minunat! Atunci e asta!
Bate palma! Nu vor mai îndrăzni să-și bate joc de mine? Vrei să joci murdar? S-a făcut! Excelent! Gata! Să-ți vedem fața după acest bloc de unt! Nu vor bănui nimic! Perfect! O să explodeze de la asta? Da! Uite ce am adus! Avem nevoie de un costum de protecție pentru asta, dar mulțumesc! E preferata mea! Mă gândeam eu! Pur și simplu oribil! Să plecăm de aici! E imposibil să respirăm! Asta îi va învăța să nu-și mai bată joc de alții! Parfumul e gata! Trebuie doar să fie testat! Totul e liber! Prima bază! Excelent! Am crezut că am văzut pe cineva aici! Trebuie să fi fost imaginația mea! E timpul pentru o mască de zi! Secretul frumuseții și al popularității! Grozav! O să las asta aici! Asta e mai sigur! Trebuie să plec! Atât de multe like-uri! Asta e pentru mine? Atât de frumos! Gustos! Acum trebuie doar să aștept! Ce e în regulă cu tine? Și tu? Bună, fetelor! Un pic de parfum! Simți mirosul? Sunt pe cale să vomit! Da, o merită! Ei bine, ce ziceți de o fotografie pentru amintire? Te rog, nu! Prea târziu! Azi o va vedea toată lumea! Voila! Deci, cine face asta? Nu te uita așa la mine! Nu! Acum sunt în rușine în școlii! Numai să nu o postez pe internet! Mai bine l-ai spune asta lor! Ce dufare! Foarte bine, toată lumea! Am reușit! Bate-ți palma! Ce se întâmplă cu noi? Ura! Ne-am întors! Sper că nu am pierdut nimic! În sfârșit, am așteptat mult timp! Bine! Chiar mi-a fost dor de asta! Oh, nu! Să plecăm de aici! Hei! Dispari! Ai uitat ceva! Oh, nu! Să plecăm! Rataților! La revedere! Hei, Dicky! Cum îndrăznește după tot ce s-a întâmplat? Trebuie să-mi fac curaj! Hei, Dicky! Te rog să mă ierți! Am greșit! Pace? Eu nu pot! Am fost atât de încrezătoare! Încearcă asta! Exact! Servește-te! Știi cum să te apropii de mine, Riley? Grozav! Sunt foarte bucuroasă! Preferata mea! Hei, vino la petrecerea tocilarilor! Asta e pentru tine! Încă o petrecere? What? Și doar pentru tocilari? Nu, mulțumesc! Dar nu e corect! Sunt de acord! Dar tu? Voi fi și eu acolo! Distracție plăcută! Îți interzic să stai jos! Dansează! În seara asta e noaptea noastră! Bine, Dicky, vrei și tu? Nu! Dar o voi face! Dublu gust! Sunt gata să dansez! Și eu? Ești nebună? Oprește-te! Oribil! Vreau să mă alătur și eu! Ce? Nu asta! Cu siguranță voi atinge ținta! Nu-ți face griji, e la dietă! Încetează! Nu o voi lăsa să treacă! Apropo, știi răspunsul la această problemă? Uite! Ce drăguț! Și eu te iubesc! Atunci rezolvă problema asta pentru mine! Ce înseamnă toate astea? Radius și diametru? Aceasta e cu siguranță o capcană, dar nu înțeleg! O secundă, asta o să fie mai clar! Ești atât de romantic! Hei, ce-a fost asta? Trezește-te, Riley! Ești aici? Avem un nou profesor și nu-mi place de el! Vă rog, bine ați venit! Bună ziua! Este atât de chipeș! E potrivit pentru noi? Cât urăsc copiii! Dar sunt o hrană grozavă! Acesta e noul vostru profesor, Damon Van Pyre! Trebuie să-l verificăm! Trebuie să-l scanez! Radarul vampirilor nu arată nimic! Îl poți recupera după ore! Asta se duce la obiectele confiscate! A devenit un ghimpe în coasta mea! Dar nu-i nimic, voi trece cumva peste el! Mult noroc, Damon! Vă mulțumesc, domnule! Să începem! Numele meu este Damon Van Pyre! Prima sarcină, ce element lipsește din formulă? Cine știe răspunsul? Cred că știu eu, mulțumesc! D plus M egal dragoste! Nu, e incorrect! Bineînțeles că nu, dă-o aici! Nu te amesteca! În loc de M, puneți A, simplu! Nu te juca cu formula noastră! Nici măcar să nu visezi la el! Ce-i cu voi? O să rămâneți după ore! Întoarceți-vă la locurile voastre! Într-o zi mă voi căsători cu el!
Ce te face să crezi că te place? El va fi al meu. Visează! Dă-i drumul! Se pare că voi două nu vă puteți liniști imediat în clasă. Se pare că nunta s-a amânat. Fiți cu ochii pe ele două. Nu-mi voi lua ochii de la ele. Ștergeți tabla. În regulă, se pare că suntem blocate aici. Stai puțin, pudra mea e încă în birou. La ce te holbezi? Pedeapsa se termină în jumătate de oră. Grăbiți-vă! Am înțeles. Am nevoie de un plan. Poate ar trebui să-l lovesc cu o bâtă? Nu, trebuie să mă purișez în liniște. Oh, ce somnoros! Și cine le dă arme? Ei bine, și iată și praful meu de pușcă. Stai, ce caută asta aici? Sânge? Încep să înțeleg. Au! Un vampir? Ha! Nu se poate ca profesorul nostru să fie un vampir? Anastasia, asta e atât de serios. Unde au plecat? Ai văzut unde au fugit? Scrieți în comentarii. Eu am reușit. Ascultă, suntem în mare pericol. Nu te înțeleg. Damon este un vampir. Un vampir? Ce tare! Nu, nu e deloc mișto. Are colți uriași. Da. Piele palidă. Aha. Și ochi roșii. Strălucire maximă. Gata, și beau sânge. Anastasia, mulțumesc pentru pont. Hei, îți bagi joc de mine? Ei sunt dușmanii noștri. Șterge aia, așteaptă, s-ar putea să meargă. Wow, îmi place asta. Deci trebuie să-i câștigi încrederea. Alui Damon, ai înțeles? Ești atât de curajoasă. De fapt, e strict secret. Mai, 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 trumfut, deschideți. Magnific. Se pare că ascunzătoarea noastră a supraviețuit, la fel ca și secretul tinereții veșnice. Portaluri ale tinereții. În curând vei fi al meu. Hai să încercăm. Roșu pentru cel care primește puterea și verde pentru cel care o dă. Minunat! Acum un mic test. Să începem cu un strugure. Deja pot gusta acest moment. Acum nimic nu mă mai poate opri. Nici măcar pe tine. Radarul e liber. Avem nevoie de momeală. Mai întâi îl hrănesc. Apoi îl înjunghi. Ce e mirosul ăsta? Nu pot să-l confund cu altceva. Înapoi, o să curăț eu asta. Ce mizerie. Te-am prins. Dă-mi drumul. Arată-ți colții. Nu arăți ca un vampir. Ești sigur? Trebuie să căutăm mai departe. În regulă, ești liberă. Unde este Anastasia? Hei, ce cu gemetele astea? Ai căzut în făină, ratato? Hei, încetează! Sau te hipnotizez! Ai grijă la ceas! Probabil că și-a pierdut mințile. A funcționat? Aha, nu vine să cred! Oh, ce noroc! Faci progrese excelente, domnișoară! Unde s-a dus? Pe acolo! Nu veți trece! Tu ai vrut-o? Ce să aleg? Ah, exact ce-mi trebuie! Să ne jucăm! Am uitat toate combinațiile! Dar tot o să-ți arăt! Foarte bine făcut! Îți voi dezvălui un mare secret! Atât de misterios! Acum cine vrea să răspundă primul? Ce zici de tine? Eu? Rezolvă problema. Stai acolo. Începe. Este egal cu... Ha, nu mă simt bine. Dar în curând mă voi simți și mai bine. De unde au apărut toate ridurile astea? Cine urmează? Vă rog, nu eu. Destul. O, te-am căutat. Și iată-l. Mary, exact la timp. La tablă. Nu sta pe platformă? Da, ce e așa de rău în asta? Vă rog, domnișoară Mary. Ți-am spus, Mary, nu sta acolo. Lasă-o să stea în picioare. Amândoi, opriți-vă. Cine e asta? Demni. Uite niște întăriri. Damon? De data asta nu va scăpa o fotografie gratuită pentru vampiri. Nu sunt un vampir. Ce să fac? Bine, pot să mă prefac. Câteva picături de sânge ar trebui să fie de ajuns. Mulțumesc, ketchup. Hai să facem asta. Oprește-te! Glumeam doar. Te rog, nu! Aproape m-a omorât. Nu este un vampir? Oh, dar iată pozele. Minunat.
Damon e terminat. Pregătește-te! Oh, nu! Iubitul meu! Sper că Mary nu se va supăra pe mine. Și asta pentru o măsură bună. Săgeți de usturoi. Săracul Damon nu va supraviețui. Nu pot să suport asta? Bietul meu, Damon! O să-ți scot colții. Asta nu trebuie să se întâmple. Ce e asta? A venit vremea răzbunării. Unde e Anastasia? Alo? Ce loc ciudat! Ce e asta? Ceva antic? Incredibil! Atât de mult Damon și atât de puțin eu? Asta nu e în regulă? Așa e mai bine? E minunat! Wow! Niște bijuterii atât de frumoase! O, alunecoasă! Inelul ăsta e pentru mine? O bijuterie atât de mare și mi se potrivește! Văd că ți-ai găsit o ascunzătoare! Îți place? Foarte mult! Victima perfectă! Vrei să fii regina vampirilor? Atunci încearcă asta! Ce ciudat! Acum ești sub controlul meu, iar tu... Și unde a plecat? Hei, ce se întâmplă cu toată lumea? S-ar putea ca... să fie toți vampiri? Orice altceva în afară de asta? Nu veți scăpa! Nu e nimeni aici! Asta-i va reține! Dar nu pentru mult timp! Bine, trebuie să sun pe tata! Tata, ajutor! Toată școala e infectată! Ce-i asta? Trebuie să aibă legătură cu ritualul tinereții veșnice. Anastasia a vorbit despre ele. O, nu! Deschide! Chiar trebuie să fac curat aici! E doar omul de serviciu. Trebuie să mă ocup de restul. Să-i luăm unul câte unul. Sper că vă place usturoiul. Cine vrea să fie primul? Ha? O, fugiți pentru viețile voastre! E de bună! Sânge și întuneric, sânge și întuneric. E foame! Bună ziua, drum livrare de mâncare. Vă aștept! Comanda dumneavoastră, poftă bună! Mulțumesc foarte mult! În sfârșit voi mânca! Și eu la fel! Doamnă, eu nu sunt un meniu! Ce? Ajutor! Sushi? Mai mult pentru mine? Oh, am o idee! Sunt o morsă! Nu începe! Ne așteaptă un eveniment serios! Trebuie să fii pregătită! Maestre, avem probleme! Această Mary, iar ea, e fica lui Van Helsing! Vine după tine! Și de ce nu mi-ai spus mai devreme? Unde sunt? Ce? Ți-a căzut! Trebuie să o avertizez pe Mary! Nu-ți face griji! O să am eu grijă de ea! Să-i facem o surpriză! Cred că va fi foarte încântată! Să mergem, e timpul! Fiu! Aici erai? Oh, dar e foarte bine păzită! O voi salva cu orice preț! Trebuie să fiu mai precaută! Se pare că e ultima! Hei, oprește spectacolul ăsta de lasere! Nu mă vei opri! Sunt pe drumul meu! Nu așa de repede! Lasă-mă să plec, imediat! Îmi pare rău, Mary! Am așteptat prea mult timp pentru asta! Nu mă vei opri! Astăzi voi atinge tinerețea veșnică! Ha, ha, ha. O simt! Ha, ha. Înapoi! Nici măcar nu încerca să mă oprești! Vin după tine! Trebuie să te salvezi! Fugi! Nu! Nu! Ha! Prea încet! Ai stricat totul! Ești regele meu! Nu asta, puterile mele! Corpul meu! O adevărată îmbunătățire! Ura! Suntem din nou oameni! Ce minunat! Arde! Mi-e puțin foame! Așa e! A mai rămas și o pungă de sânge în birou! O mască! De ce să caut și să vânez când pot să-mi creez noi victime? Pot începe cu ceva mic! Poate Pokémon? Important este să adun cât mai mulți! Abia aștept să te încerc! Yay! Wow! Doar că nu asta! Wow! E cineva acolo? Bună, micuțo! Ce mai faci? Mai ai ceva? Da! Vrei să împarți cu noi? Nu am timp! Regulă, să plecăm de aici! Dar trebuie să ne grăbim înainte ca sora să se răzgândească. Se pare că cineva a greșit puzzle-ul. Cel puțin nu se vor bate pentru aceleași ținute în perec. Poate că totuși nu e prea târziu să facem schimb. Hello, Kitty! Nu se poate opri din plâns. Poate că bebelușul vrea să se joace.
Cu siguranță nu este interesată să se joace acum. Poate că nu-i plac mingile de fotbal. E o pisicuță, dar o pisicuță cu caracter. De obicei nu e supărată, îi este doar foame. Pikachu are cu siguranță ceva. Ketchup, bineînțeles. Este iubit de adulți și de copii deopotrivă, dar nu la fel de mult ca Pikachu. Kitty mănâncă sănătos, nu îi se potrivește. Dar cu siguranță nu a refuzat un pahar de lapte. Va trebui să comandăm livrarea. Acasă avem doar suc și ketchup. Kitty se va întâlni chiar cu curierul. Iată că vine laptele. Te rog, mi-e așa de foame. Poți să primesc niște lapte, te rog? Snorlax nu cedează. Eu va da doar când va fi plătit. Primești pumn și lovituri? Păstrează restul! Păcat, curierii nu pot devalua clienții. Nu este ea însăși când e foame. Mulțumesc pentru livrare! Pika a decis să o pregătească pe Kitty pentru școală. Timpul zboară, iar la Pokémon High School, Kitty se simte ca peștele în apă. Ea este pregătită pentru orice. Sau aproape totul. În regulă, dăm ketchup-ul. De fapt, Kitty a lăsat intenționat ketchup-ul acasă. Pikachu se comportă ca o mamă. Kitty este un rebel. Și de ce are nevoie de ketchup când are chipsuri de pisică? Curomi a pus ochii pe chipsurile lui Kitty. Și nu e vorba doar de ochi. E pe care să se încurce. Dar nu, asta e o salutare de firmă unei prietene. Pisicuțele cool trebuie să rămână împreună. Abra încearcă în continuare să trimită mingea în poartă. Se pare că a funcționat. Doamna Pidril a început deja un nou subiect. Dar se pare că va trebui să fie amânată. Mă întreba cum a fost vina. Trebuie să mă gândesc cine ar putea fi. Din moment ce nimeni nu va recunoaște, toată lumea va da testul. Kitty este pregătită pentru această provocare și începe să lucreze la soluție. Dar Curomi s-a hotărât să se mai joace puțin. Kitty adaugă o schiță pentru a obține un punct în plus. Curomi primește un punct pentru igiena personală. Bună treabă, Kitty! A făcut deja toate sarcinile. Dar de ce să ne grăbim? Mai putem juca încă puțin. Wow! Kitty este înfierbântată. Aproape că a prins punctul verde. Asta e minunat! Curomi poate trece două teste deodată. Acum Abra înțelege de ce pisicile negre reprezintă ghinion. Săraca Kitty! În ceea ce o privește pe Curomi, se descurcă foarte bine. Pidril îi dă cea mai mare notă la test. Cum poți să nu te lauzi cu asta în fața lui Kitty? Pink Kitty nu înțelege cum s-a întâmplat. Să fie oare că prietena ei i-a furat toată munca pentru ea? Ce pisică rea! Ăsta e sigur sfârșitul prieteniei lor. Abra vrea să-și consoleze colegul de clasă. Dar ce poate face dacă Pidril i-a dat un F? Profesorul caută pe cineva care să-l pună în detenție. Abra nu vrea ca Kitty să fie atât de supărată. Are o idee. Ce pune la cale acest Pokémon? Doamnă Pidril, uitați de orele dumneavoastră. Nu mai ești un profesor, acum ești o albină zombie. Kitty nu știa că Abra poate face asta. Kitty, dăm ketchup-ul tău. Lui Pikachu nu-i va plăcea? Unde s-a dus? Abra a avut grijă de profesoară, dar dacă îi se face foame? Vezi, doamnă Pidril? Kitty pare să zâmbească din nou. Abra a reușit să o înveselească. Singura care nu este amuzată este doamna Pidril. Ce? Acum toată lumea va ști că profesorul abuzează de ketchup la locul de muncă. Toată lumea ștergeți-o repede! Se pare că între Kitty și Abra s-a aprins o scânteie. Ziua absolvirii. Kitty, poți fi puțin mai serioasă? Profesorul Ash îi premiază pe cei mai buni elevi. Abra, iar te-ai apucat? Anii de facultate nu au fost în zadar pentru tine. Premiul merge la Hello Kitty! Felicitări pentru absolvirea colegiului Pokémon! Doamnă Pidril, zâmbiți pentru o fotografie memorabilă! Se pare că începe o viață nouă pentru băieți. Și e mai bine să te duci cu amintiri frumoase de la colegii tău preferat. Toată lumea să zâmbească! Balul de absolvire este în plină desfășurare. Abra, ai ajuns la timp! Chiar și doamna Pidril a venit la petrecerea de absolvire. Sau poate că e aici pentru hot dog gratis. Barmanul vă urează o masă plăcută și vă oferă ketchup pentru hot dog-ul dumneavoastră. Oh, nu lăsați-mă să trec! Profesorul e bolnav! Wow! Cred că se face prea cald pe ringul de dans. Abra comandă o băutură pentru doamna lui. Lapte dulce pentru Hello Kitty. Se pare că nici măcar nu are nevoie de pai.
Abra nu era pregătită pentru asemenea franchețe din partea lui Kitty, dar nu va renunța la iubitul ei. Uite ce drăguț sunt! În aceste zi frumoase, căsătoria dintre Abra și Hello Kitty va avea loc. Puteți face schimb de inele! Ce moment emoționant! Este visul oricărei pisicuțe! Băieților, nu le vine să creadă că se întâmplă asta! Bineînțeles, e un lucru bun! Nu o vor mai recupera niciodată pe Abra! Kitty este pur și simplu uimitoare în această rochie! E timpul să arunci buchetul de mireasă! Cine este norocosul azi? Kitty, ca pisica adultă, și-a deschis propriul atelier de croitorie. Ea nu doar coase rochii, ci și jucării de pluș. Se pare că cineva este răzbunător! Nu mai rămâne decât să-l umplem pe curomii cu umplutură! Putem să o coasem! Unde s-au dus acum? Abra, știi că Kitty are o comandă importantă, ar fi bine să nu o deranjezi încă! Acum tot ce mai rămas de făcut este să reparăm ultima cusătură. Aproape gata! Acum puteți împacheta jucăria pentru clienți. Mulțumesc, Abra, trebuie trimisă și asta! Cutia noastră de marcă este sigilată și este gata de a fi expediată. Abra se ocupă de livrare. Nu poate lăsa abilitățile sale să se irosească. Încă o comandă, Abra, pentru cine? Și doamnei Beatrice îi plac jucăriile? Abra are o idee pentru a-i face o surpriză bătrânei profesoare. Sper că mai are și simțul umorului, pentru că Abra sigur nu a pierdut. O să fie foarte amuzant! Kitty nu este fericită că soțul ei le nevește aici. Între timp, doamna Beatrice și-a primit pachetul. Abia așteptam să vedem ce se află înăuntru. Perna Hello Kitty! Oh, ce e aia de pe fundul cutiei? Nu cu mult timp în urmă, Kitty însă își putea fi purtată în brațe. Și acum este mamă! Nu credea că e atât de greu. Și când fica ta te șochează. Probabil că este cauzată de erupții cutanate, trebuie să pudrezi copilul. Nimic nu este menajat pentru copil. Bătrâna Hello Kitty a decis să revadă vechile fotografii. A trecut mult timp de când nu a mai deschis-o. Ei, uite, e cu Robi, ți-amintești de ea? Iar aceștia sunt Abra și Kitty. Uite ce tineri erau! Și apoi au avut un mic piciu și acum acest album va fi al tău! Abra și Kitty sunt cei mai buni părinți din lume, își iubesc fetița! Iar lui Piciu îi place să alerge și să facă prostii! Unde a dispărut jucăria ei preferată? Pikachu? Pica? Știi unde a plecat Kitty? Papi, nu plânge, a fost singura ta jucărie? Lacrimile bebelușilor fac minuni! Câteva picături au transformat jucăria într-un adevărat Pokémon! Pikachu îl vede pe proprietarul mohorât. Vrea să mângâie copilul! Ea are o idee! Nici vorbă să plângi cu această pălărie drăguță pe cap! Zâmbetul lui Papi a revenit, însă nu va dura mult! Nici măcar noua ei prietenă nu-i poate alina tristețea pierderii celei vechi! Hello, Kitty! De asta are nevoie cu adevărat! Dar Pikachu este la fel de bun! Papi abia se abține să nu-i izbucnească în lacrimi! Unde te duci, Papi? Dar Pikachu! Caută să se împrietenească cu fata! Pisicuța ei este singurul lucru care o poate înveseli! Pikachu este dispus să devină ea însăși Hello Kitty pentru Papi! Ea are o cutie de frumusețe care ar trebui să o ajute! Ce coafură drăguță! Doar periajul nu e suficient! Ea are nevoie de tot ce este în cutie! Machiajul nu este niciodată prea mult! Pensulele vor fi și ele utile! Wow! Se pare că Pikachu a găsit paleta lui Kitty! Nu am mai văzut niciodată un lucru atât de frumos! Vorbește despre paletă, nu despre ea însăși! Ce este în regulă cu lumina? Nu e bună! Mult mai bine! Părul ar fi prima treabă! Cum poate ajunge la culoarea lui Kitty? Pikachu are o idee! Ea vede o altă pisică printre jucării, exact ce trebuie! O pisicuță nu se va supăra dacă se scarpină pe spate, nu? Stați liniștit și nimeni nu va fi rănit! Oh, nu a exagerat puteria! Acum copilul va avea o pisică Sphinx! Asta ar trebui să fie o surpriză totuși! Pikachu a adunat destulă blană! Acum trebuie doar să o scutul bine pentru a obține o perucă! Se pare că magia electrică și-a făcut treaba! Este un rezultat extraordinar! E timpul să încerci altceva! Doamne! Această nuanță e chiar potrivită! Pikachu este și el înnebunit după noul ei stil! Și totuși, urechile o trădează că e un Pokémon! De unde vine muzica? Trebuie să aflăm! Un casetofon este o mană cerească! DJ Wednesday, petrecerea asta să înceapă! Dar mai întâi, trebuie să le dai oamenilor o explicație! Între timp, Pikachu și-a alcătuit propriul playlist! Ea va asculta muzică de pisici! Papi găsește atractive sunetele familiare!
Serenada pisicii l-a făcut pe Pikachu să doarmă. Papi nu și-a recunoscut noua prietenă. De acum încolo, tot ce poate spune în loc de fraza ei este miau. Miau? Pikachu nu poate înțelege ce s-a întâmplat. Își observă noua silietă doar când o vede în oglindă. Uitați-vă la urechi! Nu e așa că e cea mai drăguță? Ce urechi îți plac mai mult? Comentați mai jos! O bentiță va face procesul de glam mult mai ușor. Obrajii ei înroșiți o dau de gol, dar ea știe deja cum să o repare. Un demachian va face treaba. Nu va mai avea nevoie de asta? Unde a pus paleta? Aici este! Acum trebuie doar să alegi o culoare perfectă. Pikachu merge pe galben, ca de obicei. Mai mult galben! Munca ei asiduă umple camera cu un nor de praf de umbră. Fiți binecuvântați! Asta e minunat! Acum se merge și mai mult cu Kitty! Cum completăm look-ul? Eyeliner-ul este o necesitate în acest caz. Punctele din jurul nasului sunt doar atât. E timpul să trecem la ochi. Ochii cu mărgele sunt ceea ce îi lipsește lui Pikachu pentru a arăta ca cea mai bună prietenă a lui Papi. Arată minunat pe ea! Toate machiajele îi trezesc apetitul lui Pika! E timpul pentru o gustare! Ei bine, ei bine, există ceva pentru un Pokémon înfometat? Fulgi, Hello Kitty! Este destinul! Fulgii singuri nu sunt suficienți pentru un mic dejun. Înăuntru începe o luptă între Pikachu și Kitty. Este timpul să descoperim lucruri noi, de exemplu, o sticlă de ketchup. Poate lapte până la urmă? La caserie? Coada este imensă! Va dura o veșnicie! În sfârșit este rândul lui Pikachu! Astăzi nu este ziua ei norocoasă. Trebuie să mă duc la următoarea casă de marcat. Asta e o nebunie. Coada de acolo este și mai lungă. Lui Pikachu este atât de foame încât capul începe să-i se învârtă. Până la urmă și-a primit micul dejun mult așteptat. Ce este înăuntru? Ce noroc! Wow! Există un cadou! Abia aștept să-l văd. Pikachu tot fulge afară. Ăla e un set de mustăți de pisică? Proba a fost un succes! Pentru a menține mustățile la locul lor, ea folosește lipici pentru gene. Ei trebuie să se țină bine acum. Acum este o pisică toată regula! Pikachu nu se poate opri din a admira. E timpul să comparăm cu exemplul original. Există încă o tonă de galben în forma ei. E timpul pentru o schimbare de stil și știe deja cum să o dea la întors. Ce nuanță superbă! Această perdea se potrivește perfect. Cheia este să nu atragi prea multă atenție. La limită! Pikachu, asta este șansa ta! E timpul să treci la treabă! Din fericire, ea are o mașină de cusut! O ocazie excelentă de a descoperi un talent de designer! O ultimă cusătură și ținuta este completă! Pika este obsedată de rezultat! Transformarea trebuie să continue! Rochia a ieșit uluitoare! Haide până pe tine! Ținuta pare măgulitoare! Perfect pentru un nou look! Ce este acest sunet? Oaspetele neinvitat o sperie de moarte pe Papi! Fugi, Papi, fugi! Oh, instinctul de vânătoare al lui Kitty pare să fi preluat controlul! Ținta localizată! Acum are și lăbuțe de pisică? E perfect! Asta e o coadă? Pikachu a intrat atât de mult în noul personaj? Nu a rănit niciodată un șoarece slab! Cine i-a lăsat pe Tom și Jerry să intre în bucătărie? Ce mizerie! Kitty, uite Pikachu! Grozav, truc, Kitty, fugi! Nu și-a dat seama că sunt Pikachu? Bucătăreasa și-a dat seama că a fost păcărită. Nu va lăsa să treacă asta. Hei, pisicuță, pisicuță, pisicuță! În ciuda faptului că Pika arată ca o pisică, ea este obosită ca o veveriță într-o roată. Bineînțeles că da, e vorba de labele ei. Ce să facă cu ele? Zgomotul de sus o aruncă în gol. Este Blue, fiind extasiat de livrarea mult așteptată. Există un singur lucru pe care pisicile îl iubesc mai mult decât mâncarea și somnul. O cutie nouă! Unde este livrarea mea? Nu se știe de ce lucruri îngrozitoare este capabil acum. Monstrul are un gust excelent. Este că îi se potrivesc mai mult lui Kitty. Mai bine te-ai dat la o parte din calea ei. Un curs de dans? De ce naiba e Kitty aici? Balerina s-a lăsat dusă de val și și-a pierdut panglica. Unde s-a dus? Se pare că ora s-a terminat. Șmecherie de pisică și nicio fraudă. Kitty, panglica te-a făcut și mai grațioasă. Nu te mai juca! Încă îți mai amintești de Papi, nu? Panglica este perfectă pentru completare. Poți face fundițe fabuloase cu ea.
Wow! Un mod perfect de a completa noul stil. Atât de adorabil. S-ar putea să mai pun unul pe centură. Yeah! Ura, ați reușit! Ce nebunie e asta? Baby Papi? Cui pasă de o jucărie când ai în fața ta o pisicuță vie? După ce a vărsat o tonă de lacrimi, un zâmbet apare pe fața fetei. Pikachu știe cum să înveselească un copil. Hello Kitty poate să o susțină.